reducerea numărului de parlamentari, alegerea primarilor în două tururi, precum și extinderea votului prin corespondență printre principalele obiective ale Alianței USR Plus. Reprezentanții Alianței atrag atenția asupra faptului că românii au decis prin referendum limitarea numărului de parlamentari la 300, iar acest lucru trebuie pus în aplicare cât mai curând. Ei subliniază că un număr mai mic de parlamentari nu înseamnă o reprezentare mai slabă a cetățenilor, ci forțarea partidelor să trimită în Parlament doar cele mai competente persoane. Alianța USR Plus are în vedere și modificarea sistemului de alegere a primarilor dintr-un singur tur de scrutin în două tururi. Reprezentanții celor două formațiuni susțin că actualul sistem favorizează partidele vechi și că un edil nu poate fi reprezentativ pentru o localitate atunci când este ales de mai puțin de 20% dintre localnici. Un alt obiectiv aflat pe lista membrilor USR Plus este implementarea votului prin corespondență. Aceștia dau exemplu Statele Unite ale Americii, unde alegătorii au votat masiv prin corespondență cu mai multe săptămâni înaintea datei alegerilor prezidențiale.